Las că n-ați știut, eu sunt cântăreață. E pasiunea mea! Așadar, am decis să-mi învăț prietenii să compună și ei melodii. Dar știați că sunt cântăreață, da? Nu uitați, dragi elevi, lăsați ca sentimentul să vină din inima voastră. De acolo trebuie să vină sentimentul. I-am compus câteva versuri în pentametru iambic despre bucuria tiparelor. Ei bine, dacă asta e muzica din inima ta, atunci e bine, probabil. Eu mi-am imaginat cum ar fi dacă serialul polițist Bogo și McGillicuddy ar avea o melodie cu versuri. Bogo, Bogo și McGillicuddy, Gillicuddy. Bogo și McGillicuddy. Doi polițiști în patrulare pe strada cea mare. Polițistul cel grozav are un uracutat. Îmi place, Hank. Tom, foaia ta e goală. Compui o melodie fără versuri? Da, așa pare. Dar habar n-am ce să spun. Și trebuie ca versurile să rimeze. Oh, și ritmul să-l urmeze. Vezi ce am făcut? Deci, da. Dar la compunerea unei melodii nu contează doar rima. Trebuie să găsești ceva care e important pentru tine și să exprimi acel lucru prin vocea ta. Înțeleg. Există un lucru sau o persoană la care te gândești în fiecare zi? Da. Un lucru sau o persoană care te face fericit? Știi tu, care ți-l luminează sufletul. Da, bine. Și vrei să exprimi ceea ce simți, dar nu ai găsit încă modul în care să o faci. În care să o fac. Te iubesc, Anne! Bongo! Bongo și McGillicuddy! Hai, priceput! Tom! Ben! Angela! Ginger! Hank! Talking Tom și prietenii săi, cântecul lui Tom. Am ascultat ce mi-a spus Angela și am compus o melodie despre cineva la care țin. Iar acel cineva e Angela. Cred că melodia e reușită și problema e că sunt sigur că nu pot să-i o arăt niciodată. Păi e impresionantă, iar ei i-ar plăcea, dar oare e ciudată, fiindcă ei nu i-ar plăcea, dar e mai impresionantă decât ciudată? Cu cine vorbești? Ben a construit o mașinărie care te face invizibil. Dacă da, vreau să încerc și eu. Ginger, lasă-mă în pace, sunt într-o situație de criză. Și eu, părinții mei mi-au dat cel mai grozav și minunat cadou. Vrei să vezi ce e? Nu. O trusă de magie. Ce? A fost creată de faimosul de la televizor, iluzionistul Jack. E cel care spune iluzie. Am auzit cumva cuvântul iluzie? Sau iluzie? Îți spun eu ce se petrece. Începe spectacolul. Pentru primul meu truc am nevoie de o bucată de hârtie. Ce? Nu. Eu n-o folosi pe asta. De ce? E ceva jenant? Nu, e doar o listă cu lucruri importante. Știi ceva? Poți să o folosești, nu-mi pasă. Folosește-o pentru trucul tău. Nu e jenant deloc. Priviți, e o foaie de hârtie obișnuită care nu e importantă pentru nimeni. Acum, o voi face să... A dispărut, frumos! Da, e un truc interesant, dar unde a dispărut? Doar așa, din curiozitate. Ar trebui să o cauți sub tine! Ce? Ce bine! Iluzie! Nu știu ce mi-am închipuit, e periculos să țin aceste versuri la vedere. Trebuie să le distrug. Nimeni nu poate să vadă vreodată ce am scris. Hei, Tom, ce faci? Nimic! Tu ce faci? Asta e întrebarea, să știi. Ei bine, Angela mă ajută să integrez melodiile pe care le-am compus într-un spectacol muzical extravagant de comedie. Până acum am 8 numere muzicale despre 8 numere matematice. Desigur ar fi ceva dacă aș ajunge la 9. Ideea mea e să adaug și raze laser. Și un tun de ceață. Mă duc să pregătesc totul în garaj. Tom, îmi pare rău că nu am putut să te inspir să compui o melodie. Tu ai fost grozavă, dar se pare că eu nu înțeleg muzica. Asta e. Ei bine, muzica e importantă pentru mine. Dacă tu nu înțelegi muzica, e trist. De fapt, știi ce? Uite ce am spus. Fiindcă am compus o melodie, am încercat să o cizelez înainte, dar cui pasă de cizelare? Ar trebui să o citești. Iar dacă nu-ți place, nu spune nimănui. Da, asta e doar o chitanță de la o trusă magică. Ce? Cum e? Ginger! Bine. $5 reducere la trucuri magice. Da, e bine. Ginger, ce ai făcut cu foaia mea? Nu pot să-ți spun. În trusa magică scrie că un magician nu își dezvăluie niciodată secretele. Pot să te răsplătesc.
Hank are niște provizii secrete de bomboane primite de Halloween. Vor fi ale tale! Sunt bomboane bune sau doar cu glazură de ciocolată? Scuze, codul magicienilor interzice asta. În plus, dacă vreau bomboane, pot să fac un truc magic și ele apar. Ei bine, pe curând, Tom! Ghinion! Tocmai ai oferit proviziile mele secrete de bomboane? Nu, adică... da... Ginger mi-a luat foaia pe care erau versurile și nu vrea să mi-o dea înapoi. Și nu i-ai făcut o copie digitală? Trebuie să recuperez foaia aia. Ginger nu trebuie să vadă ce am scris acolo. Wow, chiar te-a păcălit cu acea locuire magică, nu-i așa? Da, trebuie să... Stai, înlocuire magică? A pus o altă foaie de hârtie subtire înainte să facă trucul. Ce e? Am câștigat de două ori concursul regional de magie pentru juniori, dar am jurat că nu voi vorbi despre acea perioadă din viața mea. Bine, voi vorbi despre ea. Eram iluzionistul Hank și eram pregătit să apar chiar și la televizor. Aveam lumea întreagă la picioare. Asta până când ucericul meu, Jack, mi-a furat trucurile. Stai, adică iluzionistul Jack? Sigur că iluzionistul Jack, dar nu are rost să mă frământ cu asta. Nu poți schimba trecutul. Dacă el ți-a furat trucurile, înseamnă că tu le cunoști foarte bine și poți să mă înveți trucul pe care mi l-a făcut Ginger, iar eu îmi voi putea recupera foaia cu versurile. Nu știu, Tom, ultimul meu ucenic a devenit vedeta internațională și m-a făcut să abandonez lumea magiei pe care o iubeam nespus. Da, Hank, dar de data asta e Tom. Ai dreptate. Wow! De acord! Da! Ta-da! Hank! Hank! Nu, nu mă pricep la magie. N-o să-mi recuperez foaia aia. Revino-ți, ucenicule! Mai poți încerca ceva. Haide, citește asta. Sunt instrucțiunile din trusa de magie. Aici vei găsi secretele pe care le cauți. Da, acum înțeleg totul. Salut, Tom! M-ai chemat aici ca să discutăm despre această foaie de hârtie? Vom face un târg. Tu vei pune foaia sub acest bol, eu pun bomboanele sub celălalt bol. Apoi facem schimb. Oh, ca un truc magic! Îmi place! Ginger câștigă din nou! Mulțumesc pentru bomboane, păcălitule! Iluzie! Nu mi-ai spus că știi trucuri magice? Ai trișat, Tom! Credeam că ai spus că un magician nu-și dezvăluie niciodată secretele. Îmi răstălmăcești cuvintele. Focus, focus. Ce atât de special la foaia asta de hârtie, Tom? Cred că e tare jenant. Abracadabra! Cum ai făcut asta? Dă-mi foaia și recunoaște că ai fost înfrânt de un magician mai bun decât tine. Încetează! Nu mi-ai spus că poți să faci magii adevărate! Mulțumesc! Oh, haide, Ginger! Nu fac magii adevărate! Dar eu folosesc tehnologia adevărată! Iar o tehnologie suficient de avansată e identică cu magia! Oh, nu-i cinstit! Vezi tu, la început am încercat să fac trucuri magice mai bune, dar Hank mi-a arătat ultimul sfat din acea trusă de magie. Iar acel sfat e, dacă-mi permiți... Cei mai buni magicieni au un asistent. Sunt eu asistentul lui Tom? Bineînțeles că nu, dar trebuia să testez laserele pentru spectacolul meu muzical. Așadar, de ce nu? Angela, cum ți s-au părut laserele? Angela? Au fost grozave. Hei, Tom, asta e melodia ta? Să vedem. Stai! Poate n-ar trebui să o citești de față cu toți. De ce? Cel mai bine e când se uită toți la tine. Oh, Tom, e minunat! O melodie despre prietenii tăi. Știu că e surprinzător, dar stai, ce? Crezi că e despre prieteni? Da, îmi place cum ai spus. Mă gândesc la tine. Când suntem împreună, mă faci să zâmbesc. Ca prietenii care sunt împreună. Ai rimat împreună cu împreună, dar e o primă variantă foarte bună. Citind asta, simt că tu și Ben sunteți prieteni buni. Da, desigur, se pare că despre Ben e vorba în melodie. Ai făcut toate
acestea doar pentru o melodie despre Ben? De ce nu mi-ai spus? Ți-aș fi dat înapoi foaia. Dar am crezut, păi am încercat. Tom, sunt emoționat. Nimeni nu a mai compus o melodie despre mine. Vino aici, prietene, vino să-ți dau o îmbrățișare prietenească. Nu e nevoie, chiar nu e necesar. Nici eu nu vreau să te îmbrățișez, dar chiar meriți asta. Îmbrățișare! Focus! Au dublat în limba română actori: Sorin Ionescu, Georgia Căprării, Anda Tămășanu, Răzvan Vicoveanu, Alexandru Rusu, Ciprian Ciuciu. Traducerea și adaptarea: Stelian Mierluț. Regia: Alina Leonte. Dublajul a fost realizat în studiourile BTI.